Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Mă bucur că sunteți și astăzi cu mine și sper că ați făcut ceea ce eu v-am cerut data trecută, adică să vă uitați peste tot ceea ce am discutat până în acest moment la orele noastre. Așa cum v-am promis, astăzi și data următoare vom face două lecții dedicate exercițiilor recapitulative. Deci vom folosi cam toate cunoștințele pe care le-am acumulat până acum sau vom repeta ceea ce poate unii dintre voi știați, dar oricum vom vorbi despre tot ceea ce am discutat până în acest moment la lecțiile noastre. Pe tablă avem deja un prim exercițiu, avem niște enunțuri scrise incorrect pe care le vom corecta noi. Vi le citesc, iar voi încercați să faceți fără mine. Eu voi face pe tablă și apoi să vă corectați. Adunatul sau pe alee toți copiii pe care i-am chemat la întrecere. Nu-i sigur că n-am putea să-i învingem pe faimoșii noștri adversari. Încă o dată vă citesc. Adunatul sau pe alee toți copiii pe care i-am chemat la întrecere. Nu-i sigur că n-am putea să-i învingem pe faimoșii noștri adversari. Scriu acum și încercați să scrieți și voi adunatul sau pe alee toți copiii pe care i-am chemat la întrecere. Nu-i sigur că n-am putea să-i învingem pe faimoșii noștri adversari. Să ne uităm acum unde am corectat și ce am corectat, din ce cauză am corectat. Adunatul sau. Avem aici o formă inversă a perfectului compus sau adunat, pe care a trebuit să-l scriem în felul acesta. S-au adunat, s liniuță au, și cum am pus și forma verbului în față, trebuie să mai punem și aici o cratimă. Pe alee am scris cu 2 de E, da? Pe alee. Toți copiii am scris cu 3 de I, da? Pe care sunt două cuvinte diferite și trebuie să le despărțim, să avem blancul acela, adică spațiul alb între cuvinte. I-am chemat, am scris I liniuță am, avem am chemat, pe ei îi I, da? Am scris cu cratimă și în acest caz. La întrecere am observat că aici în ceea ce era deja scris pe tablă, aveați un I din A la început de cuvânt, iar eu v-am explicat că I din A se pune doar în mijlocul cuvântului, da? Deci am scris cu I din I, în cazul acesta am corectat, da? Mai departe am pus punct și am zis după punct avem nevoie să scriem cu literă mare. Deci începem să scriem cu literă mare aici, nu-i sigur, se scrie în felul acesta. Nu e sigur, v-am explicat eu la ora anterioară, că I-ul acesta este forma scurtă a verbului a fi și că se folosește atunci când se folosește cratima, pentru că tot formă scurtă este și verbul e,
care are același, să zicem, înțeles, dar nu se folosește cu cratima, ci se folosește singur. Nu e sigur, ziceam, fără cratimă, da? Dar în cazul acesta trebuia să punem cratima, nu-i sigur. Am rostit în aceeași silabă. Că n-am putea, și în cazul acesta am pus cratima, pentru că avem aici, nu am putea, deci avem două cuvinte pe care noi trebuie să le despărțim. Să-i, nu am putea, avem nevoie de blanc, de spațiul alb între cuvinte, și să-i scriem despărțit, să-i este acolo, da? Să-i învingem pe faimoșii noștri adversari. Observăm ce fenomen avem aici. Faimoșii este acel adjectiv care stă în fața substantivului pe care îl determină. Deci avem aici o inversiune, da? Adversari ar fi trebuit să stea în față. N-am putea să-i învingem pe adversarii noștri faimoși. Asta ar fi ordinea normală a cuvintelor în enunț. Dar din cauza că acest adjectiv precedă substantivul, așa cum v-am explicat eu în orele în care am vorbit despre scrierea cu mai mulți i, ce face adjectivul? Articolul hotărât de la substantiv, deci adversarii devine adversari și faimoși devine faimoșii. Deci practic are doi de i, faimoșii, din această cauză, pentru că i-a luat articolul hotărât de la acest, i-a luat acestui substantiv, da? Noștri, în schimb, așa cum v-am spus când am vorbit tot așa despre scrierea cu 1, 2 sau 3 de i, am spus se scrie întotdeauna cu un singur i și deci trebuie să-l scriem în acest fel. Mergem mai departe și ne uităm acum la următorul enunț. Vi-l citesc și vom încerca să corectăm și, să-l corectăm și pe acesta. În viață ori ești frumos, ori scrii corect, gramatical. Îmi pare rău, dar nu pot să le am pe toate. Repet încă o dată. În viață, ori ești frumos, ori scrii corect gramatical. Îmi pare rău, dar nu pot să le am pe toate. Nu pot să le am pe toate. Este ceva ce am găsit eu pe internet și care m-a făcut să râd. Sper că vă face și pe voi, pentru că nu are nimic de a face frumusețea cu scrierea corectă. Poate cu cât ești mai frumos, cu atât trebuie să scrii mai corect, că dacă nu, să zicem, dacă nu se potrivește forma exterioară cu cea interioară, diferența aceasta face să fii privit și mai rău decât ar trebui. Haideți să încercăm să corectăm acum. În viață ori ești frumos, ori scrii corect. Scriem în viață ori ești frumos, ori scrii corect, gramatical. Îmi pare rău, dar nu pot să le-am pe toate. Să ne uităm așadar, în viață ori ești frumos, ori scrii corect gramatical. Îmi pare rău, dar nu pot să le-am pe toate. Observăm că în viață sunt două cuvinte, așadar le scriem să se vadă cu blancul acela între ele, cu spațiul alb.
Ori ești frumos, ori scrii corect. Aici era scris ești, vă aduceți aminte când v-am spus despre acest fenomen al acelui i care se aude în fața pronumelor personale, a unor pronume personale și în fața verbului a fi, dar se aude doar, noi nu îl scriem, da? Deci am scris ești în felul acesta, doar cu e. Avem aici, în cazul acesta, ori ești frumos, ori scrii corect. Avem repetiția aceasta a lui ori, a acestei conjuncții, care am spus atunci când am vorbit despre folosirea virgulei, că ne obligă să punem virgula înainte de al doilea ori. Da? Am spus și alte conjuncții de felul acesta, da? Vă aduceți aminte? Sau așa, sau așa. Ba așa, ba așa, da? Vă aduceți aminte de ele. Ori scrii corect, observăm că și în cazul acesta scrii, a trebuit să corectăm pentru că era scris cu un singur i și noi trebuie să scriem cu doi. Scrii, da? Sau să scrii, am zis, se scrie cu doi de i. Corect gramatical. Așa, am terminat, era punctul acesta, dar în continuare, dacă am, după punct, am spus, punem literă mare. Și ce literă mare? În cazul acesta avem un î. Ce fel de î punem? Punem î din i, pentru că este la început de cuvânt. Da? Îmi pare rău, dar nu pot să le am pe toate. Îmi pare rău, virgulă, dar, pentru că am spus întotdeauna în fața lui dar, punem virgulă, nu pot, observăm, nu-l scriem despărțit cu cratimă, nu-l scriem niciodată, dacă e vorba despre adverbul de negație, nu pot, nu vreau, nu știu, întotdeauna pe nu-l punem scris în acest fel, nu împreună, într-un cuvânt, da? Să, din nou, avem aici o conjuncție, nu avem de ce să o despărțim, o scriem întotdeauna împreună, în felul acesta. Am pronunțat împreună, într-o singură silabă, deci trebuie să punem cratima aici, dar aici să o punem. Și pe toate sunt două cuvinte, lăsăm spațiul alb între cele două cuvinte, iar toate se scrie cu acel diftong despre care eu v-am spus că se aude de foarte multe ori UA, dar se scrie OA, da? Toate, poate, școală, soare, floare și așa mai departe. Sper că ați reușit să scrieți corect, să corectați așadar ceea ce era scris pe tablă. Mergem mai departe și vom face un alt exercițiu. Vom alcătui niște propoziții cu niște cuvinte date. Ca să vedem noi cât de bine v-ați însușit scrierea cu 1, 2 sau 3 de i. Vom face niște enunțuri, niște propoziții în care să folosim cuvintele fi, fii și fii. Fi, fii și fii. Voi vă puteți deja gândi la ele și puteți să începeți să și scrieți. Voi face și eu pe tablă 3 enunțuri. Chiar mai mult de 3, să vedem în mai multe cazuri în care poate să apară scris fi, da? Puteți să faceți la fel și voi, da? Faceți singuri și apoi vă uitați la enunțurile pe care le fac eu și eventual vă completați sau vă corectați. Va fi frumos în tabără. Va fi frumos în tabără. Un alt enunț. A fi inteligent. E mare lucru. Poate voi v-ați gândit la alte exemple. Scrieți la ceea ce va veni vouă în minte, da? Aș fi venit
și eu la școală. Și mai scriem unul, nu fi trist. Să vedem, în cazul acesta am avut peste tot fi scris cu un singur i, da? Va fi, deci îl avem aici în viitorul de la verbul a fi, va fi frumos în tabără. A fi inteligent, a fi în cazul acesta avem infinitivul, da? Și aici avem aș fi venit, în cazul acesta avem un verb auxiliar care ne ajută să formăm un timp al condiționalului optativ. Da? Aș veni, aș fi venit. Iar în ultimul caz, v-am mai dat, ca să vă aduc aminte, da? Forma aceea a imperativului, forme imperativului, dar forma negativă a verbului la imperativ, nu fi. Pentru că vă aduceți aminte, cea pozitivă se scria altfel, da? Vedem imediat. Mergem mai departe și facem acum enunțuri cu fi scris cu doi de i. Și sper că vă vine în minte mai mult de un enunț, da? Am doi fii, vă dau eu. Și să fii fericită. Da? Și observăm de aici că fii, avem odată fii substantiv, doi fii, un fiu, doi fii, un substantiv la plural, nearticulat. Da? Și în cazul acesta avem să fii, avem verbul a fi la modul conjunctiv, la care se scrie tot cu doi de i. Da? Deci avem două situații diferite în care avem fi. Și mergem mai departe acum și vom scrie un enunț măcar cu fi. Adică cu 3 de i scris, da? Cuvântul. Și scriem așa, eu vă scriu un enunț, voi puteți să scrieți altul, să vă confruntați și să fiți siguri că l-ați scris bine. Fiii tăi sunt aici. Fiii tăi sunt aici. În acest caz am scris fii cu 3 de i. Și din ce cauză? Pentru că fiu, vă aduceți aminte, avea un singur i. Fii, pluralul, trebuia să aibă doi. Iar fii, când este și articulat acest plural al substantivului, trebuie să aibă trei de i. Da? Să vă uitați la exemplele pe care le-am făcut eu, dacă voi ați făcut altele. De exemplu, aici poate ați făcut forma negativă, este tot corect. Să nu fii obraznic, de exemplu, da? Este tot corect, tot cu doi i se scrie, da? Bine, mergem mai departe și acesta era al treilea exercițiu, da? Vom face încă un exercițiu. Să alcătuiți propoziții cu niște ortograme despre care am vorbit noi chiar în ultimele lecții. Și mai exact, cu care ortograme? Cu mai, deci o propoziție în care, sau un enunț, în care să se scrie mai împreună și mai despărțit, car, sau și dial, vă aduceți aminte că avea alte două variante. Care erau acestea, da?
Acestea sunt ortogramele cu care eu vă cer acum să faceți voi niște enunțuri și voi face și eu aici pe tablă. În cazul acesta voi veți reuși să vedeți dacă l-ați scris sau nu, dacă ați scris enunțurile voastre eventual corect sau nu. Mai scris împreună și mai scris despărțit. Mai am o carte. Mai am o carte. În cazul acesta am scris mai împreună, dar vă aduceți aminte că mai împreună îl scriam și în alte cazuri. Atunci când aveam comparativul unui adjectiv sau nu numai comparativul, la mai bun, dar și cel mai bun, de exemplu, da? Haideți să vă dau niște exemple și cu cazurile acestea. El e mai bun. Sau el e cel mai bun. Puteți să puneți aici în paranteză și un cel, să știți că și dacă zic el e cel mai bun, tot împreună scriem mai, da? Și să vedem acum și un enunț în care scriem mai despărțit. Mai văzut acolo. Mai văzut acolo. Am observat în cazul acesta, ai văzut, m-ul acesta este un pronume și trebuie să îl despărțim. Mai departe, car se scrie împreună în ce cazuri? Când este vorba despre substantivul acela car, dar și când este vorba despre verbul car, verbul a căra, da? Haideți să dăm două enunțuri. Am un car, în cazul acesta este un substantiv, car multe lucruri. În cazul acesta este un verb și tot împreună se scrie. Dar mai departe, haideți să facem enunțuri cu car scris despărțit. Știu că ar trebui să vină. Știu că ar trebui să vină. În cazul acesta, cum spunem, știu că ar trebui să vină, ne facem proba aceasta, da, și vedem că lipsește de aici un ă de la conjuncția aceasta, că ar trebui, da? Mai departe, facem un enunț cu sau. Vorbim sau tăcem. Vorbim sau tăcem. În cazul acesta putem să zicem sau vorbim sau tăcem, mai putem să spunem, da? Ori vorbim, ori tăcem. Noi, dacă înlocuim cu ori, putem să îl scriem împreună. Când îl scriem despărțit, dacă avem acolo un verb, un auxiliar, care se unește într-o silabă cu un pronume. Sau scuturat. Salcâmii. S-au scuturat salcâmii. În cazul acesta, sau, l-am scris despărțit, avem au scuturat, da? Putem să zicem și fără s-ul acela și în cazul acesta trebuie să-l scriem despărțit. Mai departe, facem acum enunțuri cu deal scris în cele trei feluri. Când se scrie împreună, când este vorba despre colină, am zis, da? Vă aduceți aminte, urc pe deal. Da? Urc pe deal, l-am scris în felul acesta. Voi puteți să faceți alte exemple. Important este că poate să fie înlocuit cu colină. Mai departe, acum facem cu deal. E un elev
De-al meu. E un elev de-al meu. Observați, în cazul acesta, un elev de-al meu. Putem să zicem și fără cratimă, da? Și în cazul acesta trebuie să despărțim așa. De, liniuță, al. Dar mai avem încă o formă care ar fi de, liniuță, a, liniuță, l. Dorința. De-al întâlni. Am avut-o mereu. Dorința de a-l întâlni, observați aici, de liniuță A, liniuță L. Dorința de a-l întâlni am avut-o mereu. Din ce cauză? Dorința de, este o prepoziție aici, da? A întâlni este A, acea prepoziție a infinitivului cu care se formează infinitivul, și de a îl întâlni pe el, pe el îl l. Deci l-ul acesta este un pronume personal, formă neaccentuată. Din această cauză, noi trebuie să despărțim cu două cratime aici, pentru că sunt trei cuvinte acolo, da? În acest caz erau doar două. Mai departe, scriem acum, după dictare, un scurt text. În care tot așa vom folosi toate cunoștințele pe care le-am acumulat în orele noastre. Vi-l citesc. Este un text pe care eu l-am luat de pe Facebook, o poezie, nu știu exact cine a scris-o, dar mi-a plăcut și vă propun acum. Unii vor avere, faimă, bogății, alții sănătate pentru ai lor copii. Unii vor să aibă propriul răsărit, alții doar să uite ceea ce au iubit. Scriem. Unii vor avere faimă, bogății, alții sănătate pentru ai lor copii, alții sănătate pentru ai lor copii. Unii vor să aibă propriul răsărit, unii vor să aibă propriul răsărit, alții doar să uite ceea ce au iubit. Alții doar să uite ceea ce au iubit. Să vedem cum ați scris. Era un citat, așadar am început cu scrierea cu ghilimele, da? Cu literă mare, în cazul acesta au fost scrise așa versurile, dar vă aduceți aminte că nu este obligatoriu, depinde de poet, cum își concepe poezia. Unii am scris cu doi de i, da? Întotdeauna unii, alții, dânsii. Vă aduceți aminte, cuvintele acestea, pronumele acestea se scriu cu doi de i. Unii vor avere faimă, bogății, vă aduceți aminte de rolul virgulei, da? În raportul de coordonare, când înșiruim noi, vor ceva, un complement direct. Ce vor? Avere, faimă, bogății, le înșiruim și punem virgula între ele,
Da? Deci aceste două virgule stau din această cauză. Următoarea de ce stă acolo? Unii vor avere faimă, bogății, alții sănătate pentru ai lor copii. Avem aici două propoziții, deși nu vedeți voi aici un predicat. Unii vor avere faimă, bogății, dar următoarea propoziție are predicatul subînțeles, alții vor sănătate pentru ai lor copii. Și între cele două propoziții avem un raport de coordonare, așadar această virgulă stă între cele două propoziții coordonate prin juxtapunere, da? Vă aduceți aminte. Alții, am zis unii, alții, da? Se scriu și observați că le avem aici scrise, da? De mai multe ori, cu 2 de i, să vă aduceți aminte. Sănătate pentru ai lor copii. În cazul acesta, poetul a ales să rostească împreună pentru ai, deci în două silabe doar, nu în trei, pentru ai, și atunci trebuie să punem neapărat aici o cratimă ca să rostim împreună, să marcăm modul acesta de a rosti. Copii este scris cu 2 de i pentru că este la plural. Da? Nu este articulat, dar este la plural și se scrie cu 2 de i. Mai departe, unii vor să aibă propriul răsărit, a și virgula aceasta, tot așa pentru că avem propozițiile acolo juxtapuse, coordonate prin juxtapunere, da? Și această virgulă, același rol îl are. Unii vor să aibă propriul răsărit și aceasta la fel, da? Alții vor doar să uite ceea ce au iubit. Mai avem încă o propoziție în continuare, da? Dar această virgulă are acest rol de a marca raportul de coordonare prin juxtapunere dintre cele două propoziții, da? Doar am scris cu OA. Ați observat, doar, da? Deși s-ar auzi U, noi scriem OA. Ceea ce am scris cu 2 de E, da? Avem un E dublu acolo. V-am spus întotdeauna, scriem așa, ceea ce. Ce-au iubit am pronunțat într-o singură silabă și în cazul acesta trebuie, cum am spus și până acum, într-un fel să unim cele două cuvinte prin cratimă, dar într-un alt fel să le și despărțim. De le despărțim pentru că sunt două cuvinte diferite, dar le și unim, le unim în aceeași silabă, da? Rostim ceau, da? Și la sfârșitul acestei strofe avem aici trei puncte de suspensie pentru că ceea ce a spus poetul trebuie să ne pună pe gânduri. Să vedem și noi ce ne dorim. Este ceva normal ceea ce ne dorim sau ne dorim prea mult? Poate ar trebui să ne uităm la cei care au mai puțin decât noi și atunci am fi mai puțin nemulțumiți. Așa. Și încă un scurt text, tot de pe Facebook luat, ceva frumos. Viața este ca un ecou. Ce trimiți, vine înapoi. Ce semeni, culegi. Ce dai, primești. Ce vezi în alții, există în tine. Scriem, viața este ca un ecou. Ce trimiți, vine înapoi. Ce semeni, culegi. Ce dai, primești. Ce vezi în alții, ce vezi în alții, există în tine. Să vedem cum am scris, între ghilimele, dacă am spus că am luat textul de undeva. Viața este, am scris F
fără acel i care se aude, da, este ca un ecou. Două puncte și explicăm, dăm o explicație. Ce înseamnă că este ca un ecou? Ce trimiți vine înapoi. De ce am pus aici o virgulă? Pentru că în cazul acesta avem o completivă directă, o propoziție subordonată care stă în fața propoziției regente, a propoziției principale în cazul acesta, da? Ce trimiți vine înapoi. În mod normal ar fi trebuit să fie vine înapoi ce trimiți, da? Și atunci nu aveam virgula. Dar dacă am pus în față această completivă, trebuie să punem și virgula. Între avem un punct și o virgulă aici. Uitați-vă un pic la toată sintagma aceasta. Uitați-vă, ce trimiți vine înapoi, ce semeni culegi, ce dai primești, ce vezi în alții există în tine. Din ce cauză e punct și virgulă acolo? Putea să fie și punct. Ne ajută să dăm impresia unei mai rapide comunicări, dacă vreți, în cazul acesta, da? Ce trimiți vine înapoi, și ne arată și sintagmele acestea care au toate același fel de a fi construite, dacă vreți, da? Deci, ce trimiți vine înapoi, ce semeni, la fel o completivă directă care stă în fața propoziției principale, propoziției regente, culegi ceea ce semeni, da? Culegi ce semeni. Ce dai, primești, la fel. Și aici virgula, pentru că stă competitiva în față, și aici punct și virgulă între ele, da? Ce vezi în alții, și atenție, alții am scris cu doi de i, da? Există în tine. Sper, în afară de toate aceste lucruri, că ați scris corect și toate literele acestea, ț, î, ș și așa mai departe, da? Acum sper că nu prea aveți mulți problema aceasta, dar totuși să nu o luăm, să vă uitați, dacă o aveți, să vă uitați cum am scris eu, da? Chiar dacă nu vă fac eu atenți la lucrul acesta. Ne oprim astăzi aici, vom continua să mai facem exerciții și la ora următoare. Sper să nu lipsiți și să fiți destul de interesați să vă verificați și voi cunoștințele. Așadar, vă salut, vă doresc numai bine și sper să ne revedem la ora următoare.